Prieteni, facem popas în satul Bârnova din raionul Ocnița, unde activează colectivul artistic de bărbați Cu Sărenii, fondat acum 2 ani. Îi cunoaștem mai bine pe membrii colectivului din reportajul realizat de Andrei Bordian. Trece Gheorghe pe la poartă, Irenuța doarme moarte. Gheorghe stă și o trezește, Irenuța-i bănuiește. Mă numesc Vitalie Cerevatăi, conducătorul ansamblului Cu Sărenii din satul Bârnova, raionul Ocnița. Denumirea de Cu Sărenii a apărut de la denumirea veche a satului. Colectivul s-a format în 2016 în multul șezătoare, Columbale se numit. A participat majoritatea sătenilor. După această șezătoare ne-am hotărât să facem un ansamblu folcloric care mai târziu ne-am dat denumirea de Cu Sărenii. Recent am participat la festivalul din Țahnăuț, Trei Canii Haiducului. Mă numesc Andrei Buga, sunt acordeonist. Cum ai ajuns în acest ansamblu? Mi-a propus bunelul. Cânt și la acordeon, cânt și la dobă. Ai învățat undeva? Da, am terminat colegiul de arte Nicolae Bodgros, oraș Soroc. Și ai revenit înapoi în sat? Da. Ce rol are muzica pentru tine? Muzica este viața mea. Îmi dă viață, îmi dă suflet. Sunt zile în care nu cânti? Nu. În toată ziua. Ai instrumentele acasă și în toată ziua? Da, da. Am instrumente acasă și în toată ziua. Mă ocup, cântăm la nunți, la concerte. Cânti împreună cu Bunielu? Da, Bunielu cu voce cântă. Sunteți o familie de... De muzicanți. Mă numesc Vladimir, familie Gumiană. Iubesc de mic muzica. N-am promovat cultura de cursul anilor, dar iubesc și asta. Aflându-mă la bătrâneță, doresc să cânt și îmi place și iubesc muzica. Să înțeleg că de mic cântați? Cântam de mic, da, dar n-am avut posibilitate, deși am activat un organ de interni timp de 30 de ani. N-am avut posibilitatea și de acum la bătrâneță. Încă undeva în suflet era dragoste pentru muzică. Da, iubesc, cred că iubim-o până la ultima floare. Vă spune Andrei Seon, sunt membru colectivului folcloric Cu Sărenii, sunt funcționar public, suntem oameni diferiți, Andrei, în colectiv, pensionari, funcționari, medici, suntem un colectiv unit, vrem să ne promovăm cultura și valorile tradiționale. Sunt mai rare colectivele de bărbați curate, Andrei, bărbații mai greu, lor le pare că asta nu e pentru dânși. Colectivul de bărbați tot timpul are cum așa o amprentă specială, când e bine pregătit, bine și arată. Ați găsit ceva repertoriu la bătrânii din sat? Repertoriul colegii din diferite resurse, dar când am participat la sărbătorile de Crăciun, am promovat a noastră colinde tradiționale, care sunt colinde anume la noi în sat. Tindem ca unele lucruri care sunt autentice pentru satul nostru, pentru zona noastră de nord, să le promovăm. Transmis corespondentul Andrei Bordian.